cafea cu frișcă. Aceasta este cafeluța mea. Ia uitați-o, bunătate. Bună ziua, bună ziua. Astăzi facem cafea cu frișcă. Aici avem 50 de mililitri de frișcă pe care o să o batem. Două pliculețe de nes. Zahăr. O să avem nevoie de 4 linguri de zahăr, două pliculețe de nes care au 1,7 grame, apă fierbinte, cafea, am făcut-o la expres. Și o să începem să batem frișca. Avem nevoie de frișcă, de zahăr, de nes, de cafea. Eu deja am făcut-o. Și apă fierbinte. Și o să începem cu frișca să o batem. Aici am mixerul. Am să-mi pun doar o paletă și am să încep să bat frișca. Aici am 50. Acum depinde de fiecare cât vrea să pună în cafea. Și o să batem încet. Am bătut frișca, o punem aici și acum. Avem cafeluța noastră care o punem aici. Frișca. Și avem nesul nostru. Două pliculețe, unul are 1,7 grame. Și o să le punem într-un pahar. Le puteți măsura și cu lingurița. Acum depinde de fiecare. Ia să vedem câte lingurițe avem. Avem una. Deci cam două lingurițe la pliculeț. Deci sunt patru lingurițe de cafea nes. Patru lingurițe. Acum o să adăugăm și zahărul. Ia să le dau deoparte așa. Aici avem cafeaua și frișca. Avem nesul, 4 lingurițe de nes. Acum o să punem 6 lingurițe de zahăr. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Și 6. 6 lingurițe de zahăr. Și o să punem și 4 lingurițe de apă fierbinte. Să vedeți ce bunătate. Una. Două. Trei. Și 4. Așa. Acum și o să batem nesul. Ia uitați. O să mixăm nesul bine. Este gata. Este gata și spuma de cafea. Și acum avem toate ingredientele. Ia uitați. Avem cafeaua. O puteți face mai lungă sau mai scurtă, acum depinde de fiecare. Am făcut-o la mașina expres. Avem puțină frișcă, 50 de grame de frișcă și spuma noastră de cafea, ia uitați, nici nu cade, vedeți? Și acum, eu am să pun în acest pahar, puteți pune în ce fel de pahar doriți. Și o să punem cafeluța noastră.
Acum o să adăugăm din spuma de cafea. Cui nu-i place o cafeluță plină cu spumă? Mie îmi place la nebunie. Ia uitați. Ce bunătate! Ia uitați. Și acum o să punem frișca. Puțină cafea, dacă dorim. Ia uitați. Sau cu câteva bombonele colorate. Acum depinde de fiecare. Sper să vă placă rețeta mea. Este super, super bună și gustoasă. Vă pup dulce pe toți. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! O zi bună tuturor, vă pup dulce!